Salutare, dragi prieteni! Numele meu este Miroslav Gratinski și bine ați venit pe canalul nostru Techno MS. O să vorbim despre cele trei etape ca să obținem aceste granule. Aparatele care le vom folosi este mașina batoză CA900, tocător furaje MS424 și granulator KL125. Deci începem cu batoza. Aici avem 2,2 kW, se poate pune și 3 kW. Productivitatea la mașinăria respectivă este de 3 până la 3 tone pe oră, depinde și de umiditatea la batoază. Etapa a doua. Tocător de furaje. Tocătorul respectiv are 4 kW putere la 380 sau se poate pune și la 220. Ca productivitate. 1000 de kg de babe pe oră. La paioase 250 de kg pe oră, dar depinde de umiditatea materiei. Ca să vedeți procesul de tocare cu acest tocător, o să fie o cutie specială aici, unde totul ce iese din el o să fie în cutie și filmat deasupra. Începem cu fân balotat. Procesul 3. Începem treaba de granulare. După batoază și după tocător de furaje, trecem la granulare. Granulatorul care îl folosim astăzi este modelul KL125 cu 3 kW. Astea au fost toate trei mașinării care noi astăzi le-am folosit pentru granurile care le-ați văzut în acest filmuleț. Mare rugăminte, totul ce trebuie să faceți astăzi să lăsați un like și să dați un follow, pentru că asta ne motivează pe viitor să facem mai multe filmulețe pentru atenția voastră.